Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud. Între orele 9 și 13, din dispoziția domnului inspector general al Poliției Române, pe drumurile naționale din mai multe județe s-a acționat pentru asigurarea unui climat de siguranță publică și siguranță rutieră, în scopul prevenirii și combaterii unor fapte ilegale și a unor acte antisociale. La nivelul județului Cluj, acțiunea s-a desfășurat pe toate drumurile din județ și a vizat în mod special transportul rutier de marfă și persoane. În acțiune și în activități, au fost angrenați și lucrători din cadrul Inspectoratului de Stat pentru Controlul Traficului Rutier și de la Registrul Auto Român. Au fost controlate un număr de 150 de autovehicule destinate transportului rutier de marfă și persoane și au fost aplicate un număr de 34 de sancțiuni contravenționale, atât în domeniul legislației rutiere, cât și în domeniul legalității transportului. Valoarea totală a sancțiunilor a fost de 19.285 de lei. Având în vedere obiectivul Poliției Române de reducere a accidentelor rutiere și a mortalității pe drumurile țării, astfel de acțiuni care vizează diferite categorii de participanți la trafic și principalele cauze generatoare de accidente rutiere vor continua și în perioada următoare. Pe site-ul someșanul.ro poți citi ultimele informații din 4 județe: Cluj, Maramureș, Sălaj și Bistrița Năsăud.